Bună dimineața! 7:30, sunt cam 19 grade. Interesant este că eu mă tot uitam la starea vremii pe Google și mi-arătau temperaturi de 11-12 grade noaptea și 19-20 ziua, până în ultima zi. Dacă mă uit acum, la fel. Iar aici sunt 19 noaptea și 27-28 ziua. Hai să ieșim puțin. Ah, închisă poarta. Pac, am deschis-o. De cineva admiră răsăritul. Ia uite frumusețe. Nu bate deloc vântul. Uite ce cum și-au pus paturile la umbra bradului. Pin, molid, ce-o fi. Ia uite ce frumos. Am mașina blocată de niște oameni din Belarus. I-am căutat toată seara. Au parcat pe două locuri, mi-au blocat și mie mașina. Niște nesimțiți. O să sun acum la proprietar, la ora 8. Și după vreau să merg la alimentară, îmi cumpăr ce-mi trebuie. Merg la pescărie, cumpăr ce trebuie. Și după aia, de aici, undeva la 13 km, este o plajă pustie unde mergeam și anul trecut. Și vreau să plecesc acolo în pește. Nu mă grăbesc, vreau să mănânc de prânz. Abia aștept. Gătit așa simplu, cum mi-a zis Marian Adventure, cum a făcut el cea mai bună doradă din viața lui. Puțin crestată, pe mijloc, și ulei de măsline. Poate și puțin usturoi. E minunăție. Iau și o lămâie. Ce poate să fie mai bun? Și te gătești în cea mai frumoasă bucătărie din lume. Hai, nu poate din lume. În care am gătit eu. Superb. Aseară am stat numai în apă și se încălzise undeva pe la 4:30 apa. Cred că avea 26-27 de grade, vă spun. Da. Da, hai ne vedem la cumpărături. Am fost la market, am luat puțin ulei de măsline, de gătit, nu din acela de salată, fain. Lămâie, usturoi, și ceva bere, Mitos, bineînțeles, rece, 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 rece. De aici merg la pescărie. Pescăria este în Limenaria. Sper să găsesc ceva fain. Am lăsat și eu mașina în drum, dar Grecia așa fac. Ia. Ia să vedem. Ce găsim aici? Creveți. Zargan, mamă, doradă, calamari, tot arată bine, nu știu ce să iau, cred că două dorade, mi-ajung. Aici este plaja mea pustie, sunt mai multe gunoi față de anul trecut. Aici, nu știu ce au vrut să facă, cușcă de câini, de pisici, habar nu am. Da, dar măcar sunt sigur pe plajă. Îmi instalez și eu masa și ce mai am. Și gătim. Am luat o doradă faină, mare, grasă și niște creveți de aia mari, jumbo. Sau aproape jumbo. Sunt creveți mari. Mi-a curățat în 30 de secunde. La pescărie întotdeauna aici în Grecia îți curăță peștele și fructele de mare. Da, mama mea, ce frumos. Abia aștept să fac și o baie. Am instalat bucătăria. Ia uite. Am un aragaz de asta cu spray-uri, cu butelii din acelea mici. Merge perfect, e nou. Am la el acum și o apărătoare de asta de vânt. Vedeți, asta e demontabilă. Le bagi înăuntru. Te ajută când bate vântul.
două tigăi. Am luat pâine de asta crocantă de la magazin. Astea le aveam. Sarea asta am luat-o de la tot de aici în Grecia, lămâi, usturoi, ulei de măsline, am apă să-mi spăl vasele, șervețele. Eu zic că am tot ce-mi trebuie. Da, ca să începem cu dreptul, prima dată. Mamă mia, e rece. Ia. Mitos. Mă duc să aduc peștele și creveții. Peștele o să-l facă în tigaia aia, asta cu striații, și creveții aici. În cel mai simplu mod. Ulei de măsline, sare, usturoi și cam atât. Oh, nu mă grăbesc pentru că vreau să mănânc de prânz. Este ora 9 și deja sunt 23 de grade. Uite, și eu singur pe plajă pustie. Hai să vedem și cum este apa la prima oră. Mamă, e caldă, mă. Este incredibil de caldă și de curată. Hai de mine. Cred că îmi beau berea, fac o baie și după mă apuc. Uite. Aici sunt ca niște urme de tălpi. Uite. Cineva care a purtat cam 60 la picior. O mai fi pe aici? Mă tiem? Dorada, am zis, mi-au curățat-o de solzi, de mațe. O să gătesc în stil arabesc. Facem aici o căstetură. Pe mijloc. Până la os. Și aici. Căsătura. Și atât. Uite ce bine arată. Hai să prindem aragazul. E prima dată când l-a prins. S-a prins? Da. Se aude. Bun. Ulei de măsline. Nu mult. E scump. Câțiva căței acolo. Și când se încinge, punem și dorada. Cât de simplu. Hai să punem și dorada. Uite așa. Încă puțin ulei de măsline și pe aici. Sarea asta cu piper. A început să miroase. Încă 2-3 minute și e gata. O fi bun? Dorada este gata. Am făcut aici un suport din pietre. Foarte frumos. O las
să se răcească, între timp facem și creveții. Creveții se fac mult mai repede. La fel de simplu. Ulei de măsline, usturoi și până creveți. Să vedeți ce bine arată. Uite ce mari sunt. Pe doradă și pe creveți sunt mulți. Nu o să pot să mâncă. Am dat 14 euro. Să aibă loc toți. Hai încă un. Am măsurat eu. Da, da. Care este pe ei. Puțină bără. Și încă 2-3 minute sunt gata. Creveții sunt gata. Opresc focul. Las să răcească și o să gust. Prima dată o să încep cu dorada asta. Îmi plouă în braț. Prima dată puțină bere. Eu am stors la mâie peste doradă. Și hai să vedem. Ia uite. Încă frige. Nu? M-am făcut pofta aia. Aia de mea. A avut dreptate Marcel. Așa se gătește cel mai bine dorada, cea mai gustoasă. Ulei de măsline, sare, lămâie, usturoi. Vai cât este de bună. Uite, fără oase. Să mai pun eu ceva lămâie. Dar minunată. N-am cu durată mai bună. Vagină. Din doradă, atât a rămas. Cantom și Jelly. Eu vă spun și repet, dar n-ai cum. Este cea mai gustoasă doradă care am mâncat vreodată. Și nu că am făcut-o eu. Încercați și mă pomeniți. Doradă prinsă de dimineață aici, în Marea Egee. Aștia nu sunt prinși aici, dar și așa sunt proaspeți. Mama mia, ia, hai să curățăm unul. Rupem capul. Și curățăm. Puteam să zic la pescărie să-mi curețe de carapace, dar n-am vrut. Am vrut să-i fac exact ca la restaurant în Grecia. În Grecia nu ți dă decorticații. Mă mai chinui eu puțin
N-am cea mai bună poziție, dar este curățat ușor. Curățat. Puțină lămâie. Am zis că n-am cea mai bună poziție. Masa asta e foarte joasă. Ai, bine. La fel. Nu ai cum să mănânci la restaurant ceva atât de proaspăt și de gustos. Nu ai cum. Ăștia sunt foarte mari, uite. Cum place cu palma mea. Atât de simplu și atât de gustos. Să știți că tot ce am gătit a durat 20 de minute. Și este o plăcere. Te relaxează. Ăștia să mai mănânc vreo doi. Îi las pentru mai târziu. Mi-am de gând să stau aici pe plaja asta pustie. Mi-am făcut o saltea. Mai fac o baie. Mă pun la soare. Mai mănânc cu crevete. Așa văd eu Grecia. Da. O să ne vedem ceva mai târziu. O să mănânc spre seară tot la Iren. Nu există mâncare mai bună. De ce să merg în altă parte să experimentez când știu că acolo merg la sigur. Mâine clar o să merg în altă parte. Poate o să mănânc și la Iren, dar o să mănânc pe seară într-un alt sat. O să vă arăt. Pentru acum vă spun la revedere și ne vedem ceva mai târziu. Ăștia au venit după miros. Ia uite. Eu am mers cu bărcuța asta acum vreo 4 ani. Știi că masa e inclusă. Și la masă mi-au dat cea mai ieftină margarină și magiun. Magiun. Este incredibil. Aia era toată mâncarea. După plajă, baie, mâncare, duș, ce merge mai bine decât o altă plajă. De data asta am venit aici la mine, la cazare. Foarte, foarte liniștit. Sunt ceva nori astăzi, dar foarte cald. 28-29 de grade. Ce fi acolo? E geam Andorra. Am zis că e vreo părătanie, vreo un dinozaur, vreo parapapilcăriță, un ciupacabra. N-am eu noroc ăsta. Da, o să mai stau pe plajă, dar pe seară, cum stă românul bine, la masă. O să merg la Iren. Încă o dată, sunt în Grecia, pe insula Tasos, localitatea Potos. Iar Iren este chiar în mijloc, cu stațiunii. Ne vedem ceva mai târziu. Este 7:19. 7 după amiaza. Ia uite aici, rodii. Peste tot vezi rodii. Și smochine. Îți culegi, rodia. Mi s-a făcut foame. Pește, știți că nu prea ține de foame. Creveții m-au ajutat puțin. Au fost delicioși, delicioși. Era bine dacă făceam puțin mai picanți. Am pus doar sare și piper. Am uitat că aveam și ardei iute. Da. Toată lumea mă întreabă cum se numește locația. Hai să văd cum se numește locația. În Tasos, Potos. Uite așa se numește locația. Da, o să merg să mănânc acum. Uite ce vorbeam despre rodii. Întins mâna și ai luat-o. Dar nu-i frumos. Trompeta turcului. Arată bine această locație. Dar nu e pe malul mării. Cred că rodile crezi la noi ca
Oțetarii. Ia uite. Măsline, nu mai zic. Să nu încercați niciodată să mâncați așa o măslină. E amară, zic că e fiere. La fel niciodată să nu cumpărați măsline negre. Alea sunt vopsite. Iată bine magazinul ăsta cu obiecte artizanale. 21 de euro inima aia, dar este din lemn de măslin învechit cam 200-250 de ani, ceva de genul. Știu din Creta. Dacă greșesc, greșesc. Hai, mergem la Iren. Mama mia, mi-e o foame. Poate iau un gyros sau niște coaste de berbecuț. Sau niște calamari, sau le-aș mânca pe toate. Margarita. Uite. Am ajuns la Iren. Muzica. Hai să vedem. Salate nu mă interesează. Aperitive poate. Ce vedem aici? Octopus. Asta nu e aperitiv. Smoked mackerel. Suflaki. Mânca la și pe el. Ori suflaki, ori un gyros. Cred că iau un suflaki astăzi. Da. Aici sunt peștele și fructele de mare. O să gătesc și o zile astea. Pește, paste, supe. Mi-e poftă de o ciorbă, dar o ciorbă românească. O să iau un vin. De asta o să-l iau. Ce aici? Dry, așa vreau. 8 euro, e ok, o sticlă. 8,5-40. Cât e și mai ieftin. Au și vinul casei la carafă, cred că este și mai ieftin. Bere, 5-6 euro, 20 de lei. O cola, 3,50 euro. Uzo. Nu-mi trebuie. Și cam atât. Da. Un gyros. 11 euro. Hello, good evening. Hello. O să-mi iau la aperitiv, o să-mi iau niște zucchini. Dovlecește grecești prăjiți, așa. Cred că au și un tzatziki. 7 euro, 7,5-35. Deci dovlecei prăjiți și gyros. O sică de vin. Ce vrei mai mult? Vinul ăsta brumat, apă minerală, pâine proaspătă, gheață, două pahare. Asta este pentru apă minerală, asta este pentru vin. O pisică acolo care seamănă. A tăiat-o după ghiveci. Seamănă cu pițurca lui meu săracu. Ia, hai că deschid acum vinul. Mamă, ce rece este. Și am și gheață. În graț că se zice tihi sau ceva de genul. Noroc. Aha, ce vin bun. Vin la den. Ce față are, ia.
au venit dovleceii vrăjiți. Chiar sunt zucchini. Aici un sos tzatziki, ceva măsline. Hai să vedem cum sunt. Sper să nu mă frigă. Frig, aoleu. Nu pot să iau. Hai, nu pot. Las puțin să răcească. Uite cum arată. Hai să încerc acum cu toate, că au trecut doar 10 secunde. Nu am răbdare, nu pot să mă abțin. Da. Băi, așa se fac destul de ușor. Dar tzatziki ăsta este senzațional. Puțină sare, puțin piper. Și ăsta e un aperitiv specific grecesc. Foarte, foarte gustos. Vă recomand. Puteți face și acasă. A venit și girosul. Eu nu știu cum pot să vi-l arăt. Este un platou de 4 persoane. Hai să micșorez puțin. Să vă arăt cam cât este mâna mea. Iar aici este un munte de carne. Roșii, castraveți, măsline, ardei iute, ceapă, tzatziki, salată verde, lămâie, ceapă, cartofi de desubt, carnea asta așa făcută perfect, rumenită. Uite cum arată. Și ca să vă, nu știu, ca să vă dați seama, cred că lumea nu mă crede. Cred că aici sunt, nu știu, un kilogram 800. Nu un kilogram jumate, un kilogram 800. Uitați cât este palma mea. Palma mea este sus și se vede mai mare. N-am văzut niciodată așa ceva. Deci mănâncă 4 persoane. Este incredibil. O să-i fac o poză. Am pus puțină sare, puțin piper și acum ulei de măsline de ăsta grecesc. Este salată. Așa. Mama mia. Hai să vedem. Prima dată fără sos, fără nimic. Cărniță. Uite, giros de porc. Făcut pe rotisor, se vede. Nu la tigaie. Topește în gură. Ia uite. Cam așa prin tzatziki. Ardei iute. Ceva mai bun, nu știu. Ceva de genul ăsta. La fel, mai bun, nu am ca niciodată. Nu fac reclamă. Utilia nu are nevoie de reclamă. La toate televiziunile, că e ProTV, că e Antena 1, că e Digi, na, le spuneți dumneavoastră care sunt. Când este vorba despre Tasos, toată lumea ia interviul ei. Eu n-am filmat-o pentru că nu, v-am zis, nu fac reclamă, dar mâncare mai bună ca aici nu am mâncat niciodată. Uite, e un munte de mâncare. Excelent. Mănânc de jumătate de oră, nu se mai termină, e atât de bun. Am hrănit aici și toate pisicile. Iată. Iată cum e făcut. Ia uite. Gustul nu vi-l închipuiți. Și cartofii sunt buni.
nu se mai termină. Și eu nu mai pot. Nici o șansă să reușesc să mănânc atât. Să știți că jumătate am împărțit aici cu, cred că vreo 10 pisici pe sub masa. Nu ai cum. Nu ai cum. Ah, ia uite, uite, a venit la domnii, ia, ia, platou. Deci nu-i doar pentru mine atât. Asta este farfuria la Irene. Nu-i farfurie, e un platou de 4 persoane. Am mâncat ca un, să nu zic porc, ca un crap coi. Așa la mănâncă cât îi dai. Nu mai pot. Ieri... Ce vai, bă? Mai vrei? Asta nu mai dau ceva. Ia, hai vine. Ia. Porc? Nu vrei porc? Nu mai poate nici el. Sunt alții de sub care mănâncă. Uite. Ieri au vrut să-mi dea și desert, dar n-am mai putut. Azi o să mănânc și desertul. Uite-l pe ăsta, pe binadenul ăsta. Azi o să mănânc și din desert. Nu o să las nimic în farfurie, o să dau tot la pisici. Decât să arunce, mai bine dau eu la pisici. Ce am uitat să vă zic, este primul loc în Grecia unde cartofii sunt făcuți de ei. Sunt cartofi curățați, tăiați și prăjiți. Uite, au gustul ăla de cartofi de casă. Excelent sunt. Am făcut aici ca porcul. Ia uite, am vărsat și ulei și vin. Dar a venit desertul. Asta e din partea casei. Întotdeauna la greci îți dă un desert, îți dă și un țipur, un rachiu, ceva... Na, ce vrei tu? Asta este înghețată de vanilie și frișcă. Hai să vedem cum este la gust. Mamă, ce bună înghețata! Are un gust accentuat de vanilie. Excelent este. Da. Mănânc asta și plec de aici, că altfel o să pocnesc. N-ai cum să mănânci câteva kilograme de mâncare la o masă. Nu ai cum. Nu mai vin aici. Ba da, o să vin. Ia uitați. Ceau. Toată terasa, așa câteva mese aici la stradă, este plină. Plină. V-am zis, eu nu-i fac reclamă. Hai să mergem și pe lângă cealaltă terase. Uitați, taverna Irene. Sunt goale. Ia uite. Nimeni. De ce? Pentru că acolo e mâncarea foarte, foarte bună. Altă chestie. Nota de plată a fost 32 de euro. Eu am dat 50. Am zis să-mi aducă înapoi doar 10 euro. Am vrut să las ceva la ospătăriță. Ca de obicei, dar vă spun, și încercați și dumneavoastră, mi-a dus 20, mai puțin cu 2 euro decât trebuia să plătesc. Deci în loc de 32 de euro, nu mi-a acceptat nici bacșișul, din contră, mi-a scăzut la nota de plată 2 euro. Na, cum să nu vii aici? Sincer, aș prefera mai să nu mai vin, pentru că o să ajung acasă obez. Obez. Oh, trebuie să fac o mică plimbare. O să merg și la un market. O să-mi iau o sticlă de vin pe care o beau pe balcon. Vai de mine și de mine. Hai, știi, să vii o dată pe săptămână. Încă ceva. Toată lumea, cât ai fi de înfometat, nu putea să termine felurile de mâncare. Deci toți luau la pachet. Jumătate din porție, poate dacă nu mai mult, luau la pachet. Fiecare comanda la sfârșit, ospătarul știa, aduc caserolă sau nu aduc, toată lumea lua în caserolă la pachet. Ai o porție pentru 3 zile. Așa da, bravo Grecia, rușine Bulgaria și România. Gata și a doua zi în Tasos.
Am mâncat azi cât în o săptămână la Constanța. Se aud valurile? Ia. Ieri a fost un apus mai frumos. Azi a fost foarte puțin înnorat, dar de mâine nu mai soare arată. Am luat și o sticlă de vin, cum am zis. O să beau doar atât, pentru că am băut și la Irene. Restul pentru mâine. Apusul perfect. Oh, e cald. Nu e bun deloc, e cald. Trebuie să bag la frigider. Dar până să-l bag la frigider, cred că o să adorm. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc, vă spun la revedere. Și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine.